Aici Moldova, Jurnal TV. Este ora 6. De iarnă care nu prevestea nimic interesant decât un soare cu dinți și vreo doi oameni rătăciți pe drum care trebuiau să spargă liniștea peisajului rural. În rest, aceeași porție de mâncare la micul dejun și iar odihnă. Toată lumea cântă melodia mea. Ori și pun la punct de hănele astea. Poate vor să mă hrănească mai mult? Dar eu nu pot să mănânc mai mult. Sau poate vor să-mi dea drumul la libertate? Cred că. Altfel, pentru și m-ar fi hrănit atâta. Ori să am putere multă, ca să pot zburda liniștit și fericit. Mare suflet au de hanele astea cu două picioare. Să fie ele sănătoase. Dar fi știut gavrușa nostru că acel miros de mâncăruri ce adia dinspre casa stăpânului era un apropo la Crăciunul care se apropia. Dar n-avea de unde să știe, pentru că nu visase mărgele roșii la gât. Și el știe, din experiența vecinilor de Gogineață, că visul ăsta aduce vești proaste. De cealaltă parte a baricadei, unul din gospodarii satului și-a început dimineața mai devreme ca de obicei. Pentru el e dimineața aceea specială din an când trebuie să-l taie pe gavrușa. Nu-mi place tare porc. Așa mai mult de iepuri. A, din copilărie? Ei, mai țin minte, eu am uitat ce am mâncat ieri, tu mă întreg. Și nici măcar nu-și poate permite vreun sentimentalism. Vorba cunoscătorilor, la tăierea porcului nu trebuie să stea nimeni în jur din acei care sunt miloși, că va muri porcul cu greutate. Dacă e mare, e jelos, dacă e mitel, nu e jene. Așa spun din bătrân, că domn Grigori m-a spus că dacă ți-e jene, mă ghinferești la o parte. Grigori Ivanici, noi spunem corect, ori nu? Și trebuie să-l taie neapărat azi, căci este ziua de Ignat, când tradițional toți gospodarii își taie porcii. De azi încolo, porcii nu se mai îngrașă, nu mai pun carne pe ei și nu mai mănâncă, căci în ziua de Ignat și-a visat cuțitul. Există o regulă, la tăiatul porcului se adună doar partea bărbătească a mahalalei. Asta nu e lucru pentru femei. Femeile la porc, la fântână, n-asist. Următorul pas e curățirea lui. Porcul se așează pe niște scânduri, se udă bine cu apă și se roade. De aici încolo începe grijitul. Porcului se face în frunte o tăietură în forma crucii, astfel ci că îi fuge sufletul din cap, în interpretarea unora. După aceea îi se taie porcului urechile și coada. Urechile la băieți, coada o dăm la fete să crească. Gâța mare, super frumos! Despicarea lui este o temă aparte. Cine vrea să știe greutatea unui porc tăiat, să-i cântărească numai capul. Acesta trage la cântar cât toată greutatea corpului fără măruntaie. Că dacă e la vânzare, îl facem mai mare capul, să cântărească mai mult porcul. În acest obicei se interpretează fiecare moment, până și modul în care este așezată carnea într-un vas. După felul în care arată o bucată de carne, unii gospodari pot prezice dacă în viitor nevestele lor vor naște băieți sau fete. Diferite organe și părți din carne sunt utilizate de babe ca remedii în tratarea unor maladii. În practici magice, se zice că părul de porc afumat îi scapă pe copii de ochi. Noi însă revenim la ceremonia noastră, sfârșitul căreia îl încununează pomada. Ana porcului. După tăiere, cei care au participat vor bea vin roșu sau țuică. Să facem o friptură și așa câte un cinziac. Și vor gusta din carnea jertfitului. Porcul, dam-o o trăit a lui. Și-o crescut foarte bine. Să ajungem și la anul. La anul să crește unul mai mare încă. Și vă evităm, dar să facem friptură și un tot mare. Noi toți suntem mari. Fiți sănătoși. La anul viitor să știți că mai de dimineață să o începem. Să trăiască porcii, să-i creștem, să-i îngrijim și să-i tăiem, să avem și mânca, să hrănim copiii. Iată, asta e povestea lui Grigori. Voi de-a nu trageți concluziile, dar eu mă duc, scaut o râmă, că mi s-a făcut foame.